Iată, stimați telespectatori, suntem din nou în direct cu dumneavoastră, dar se pare că avem un telespectator pe fir. Alo, bună seara, poftiți! Alo? Da, vă auzim. Spuneți, vă rog. Aș vrea să, dacă cu pensiile, aș vrea să întreb, eu sunt pensionar de bătrânețe, dar am avut și la CAP lucrat o grămadă de ani. Pot să obțin la procentaj de la... N-am depus actele. Păi am adeverință de la Consiliu, cum că am făcut... Păi și de ce n-ați... De ce nu v-ați completat când ați depus dosarul pentru limită de vârstă? De ce n-ați depus? N-am știut că se poate atunci. Păi dacă ați avut și adeverința este corect întocmită, depuneți la Casa de Pensii, depuneți adeverința în completare cu vechime, care n-a fost luată în calcul. Dacă este corect întocmită, ați primit de la primărie? De unde ați primit? Da, de la primărie. Da. Primăriile în general știu să cum se acordă aceste adeverințe, care este textual, cum se formulează, ce fel de anexă trebuie să vă comunice și depuneți, ca să vă ia în calcul și perioada lucrată la CAP. Ați avut norme sau venit? Cu salari sau? Norme, da. Depuneți-o la Casa de Pensii, adeverința în original și o să vă ia în calcul la motivație să scrieți că nu a fost luată în calcul la stabilirea drepturilor de pensie dacă n-ați avut-o la data respectivă și o să vă recalculeze. Am înțeles, eu vechimea am 47 de ani la... muncit. De perioada asta nu se suprapune cu ce ați lucrat, ce ați avut în activitate? Se suprapune, dar este hotărârea Consiliului de Miniștri din 1978. Eu puteam să lucrez cu o jumătate de normă peste tot. Așa, cred că se încadrează și ce a fi acolo. Și care a fost, care va fi mai avantajoasă? Dacă vă mai ia în calcul asta sau vă ia celelalte? Sau depuneți adeverința să vadă dacă este sau nu este, mă rog, conform legii. Între timp, unele dintre, să zicem, legislații au fost modificate. Să vedeți dacă e ok sau nu luarea în calcul. Dacă e bine adeverința și care e situația. Până 90 a fost valabilă, era, dar era acum... valabilă, păi până atunci, dar după aceea au fost după foarte multe... N-am mai lucrat. A fost foarte multe modificări pe urmă, pe lege. Și de aceea vă spun, s-ar putea ca să nu... Deci n-ați depus-o la data când ați intrat în pensie. Adeverința aia n-am depus-o, nu? Bun, na, depuneți, o să vedeți, dar o să urmărească, o să vadă colegii dacă este sau nu în măsură și legală azi, discutăm azi de alte reglementări, înțelegeți? Pe parcurs s-au schimbat, foarte multe reglementări de data de aceea. Vă spun că suprapunerea, deci suprapunerea de date, de activitate, cu norme, cu salari, că au fost și care au avut și salari în perioada când au lucrat la CAP-uri. Deci, eu am lucrat în gospodăria comunală, de acolo am vechime. Bun. Deci atunci o depuneți la colegii de la Casa de Pensii și o să primiți răspuns. Spuneți că nu s-a luat în calcul. La revedere. La revedere. Da. Bun, și într-o situație descrisă de acest domn. Da? Da. Omul a avut un loc de muncă stabil undeva, dar printre altele... Au fost foarte multe chestii pe... Dar printre altele a mai prestat și la CEAP zi de muncă, pentru că era obligat să-și poată menține grădina din jurul casei. Da, vedeți că sunt mai multe aspecte legate de contributivitatea pe CAP-uri, adică în sensul în care erai obligat să lucrezi, să faci norme, este un alt aspect. Grădina, vorba de era un alt aspect, iarăși celălalt, când ai și lucrat și ai avut norme, altfel se iau în calcul. Deci pe legea care a fost în 92, pe urmă s-au revenit. Deci de aceea vă spun că atunci erai obligat să lucrezi, să primești teren și sub casă și, mă rog, mai multe aspecte legate de... Deci s-ar putea să nu se știe, adică s-ar putea să nu se ia calcul. Acum depinde cum a fost și dacă a fost pe... se suprapune cu activitatea de 8 ore care ai lucrat la serviciu, deci... Da. Iată că mai avem un numai telefon. Numai din dosar se poate. Alo, bună seara, poftiți, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Numele meu e Borto Calman. Da, vă ascultăm.
Vreau să felicit pe doamna Sabău pentru emisiunea. Pe dumneavoastră la fel. Mulțumesc. Problema e că n-am eu probleme cu pensia. Vreau să întreb pe doamna problema asta cu tichetele astea cu CFR-ul. Că, cu tanti Iulis, că, ce faci cu el? Zice, nu știu, pe vremuri a fost altcineva la... Doamna Munceanu zice, păstrează. Dar acum... până la... adânci bătrânețe, că... Dar ce să le păstrați? Deci n-am treabă cu pensia, pensia e mică. Deci e clară treaba. Deci aceste etichete se dau anual cu talonul de pensie, cuponul de pensie în fiecare luna decembrie a anului se dau pentru anul viitor. S-a mai încercat o oarecare, sigur, compensare, să zicem, dar nereușită. Nu știu în ce măsură și când se va putea. Aceste taloane sunt pe undeva o facilitate, să spunem așa, pentru că mergeți cu un transport CFR. Da. Nu e o hoție curată. Da, dar acum sigur că foarte mulți... Nu călătorește și primește... primește etichetele alea. Deci, sigur că înțelegem, toți pensionarii primesc aceste etichete. Unii le folosesc, alții nu le folosesc. Cei care nu le folosesc, sigur ar dori să fie pe undeva valorificate sub altă formă. Dar nu s-a ajuns la o finalizare între Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor, pentru că aici este dilema, ca să poată să stabilească oarecum o anumită sumă sau ceva, adică să fie evaluată să evalueze aceste etichete. Și din cauza asta încă problema asta e de mult și cred că va mai rămâne încă mulți ani tot așa. Indiferent, vă spun, foarte multe solicitări au fost, interpelări la nivel de minister, s-a încercat, dar tot încă nu s-a ajuns la o finalitate. S-ar putea că dacă în viitor, să spunem așa, dar ce să faceți, că le păstrați, dar degeaba. Nu știu, acolo rămân cu ele. Dar valabilitatea lor e pe anul respectiv, bine, înțelegeți? Bine, da, și de ce înțeles. Tot le păstrați, da, aveți... Deci părerea noastră că se mai păstrez, nu? Deci nu le păstrați tot de acum 5 ani sau 10 ani. Le... Dar anul ăsta, nu? Deci acum anul ăsta... Sunt valabile pe la sfârșit de an. Aceste... Deci, fiu, dar valabil, dar din moment ce... Încă, și pe domnul Anicea, domnul... vreau să felicit că m-a ajutat odată. Domnul Borto, am deci... scris un articol pentru doamna de la... Deci, domnul Barta, deci dacă anul acesta, sigur că nu va fi nicio rezolvare cu aceste... Avocatul poporului. Deci, tichete, vă doresc la emisiune... Mulțumesc. Ce mai multe. Mulțumesc. Ceva realizări, ceva mulțumesc pentru noi. Vă mulțumim mai mult bine. Mulțumesc. La revedere. Plăcută, la revedere. Iată că revine acest subiect, deci, dar acest mi se subiect pare că e aproape imposibil de reglementat atâta vreme cât dacă te duci cu acel cupon, să zicem așa, din satul mare până în Baia Mare, cu tren de persoane, tot ceva de genul este că te duci din satul mare până în București tot cu tren de persoane, că tot 50% dar valorează, vorba vine, unele, acel tichet. Unele dintre aceste tichete sunt valabile și pe autobusele acestea care te duci și, să zicem, din satul mare până în Sighet cu microbus. Unii acceptă. De ce mă gândeam la aceste, dar acel nu lucru... poți să le evaluezi fiecare. Că e aproape imposibil. Nu știu. Iată că mai avem un telefon. Alo, bună seara, poftiți, sunteți în direct. Bună seara. Aș avea și o întrebare. Vă ascultăm. Am fost în pensie anticipată până în data de 29 august. Așa. Și din data de 29 august ar trebui să intru la pensie pentru limita de vârstă. Da. Și cum... cum primesc decizia aia la limita de vârstă?
Ar trebui să o primiți, că acum suntem în octombrie deja, dar este aproape două luni, sigur că da, este da, foarte aglomerat acum și foarte multe dosare sunt, deci, a fost foarte multe probleme cu implicarea legislativului, că tot au apărut tot felul de modificări legislative și a fost foarte mare încărcătură pe colegii de la Casa de Pensii, dar fiți liniștit că o să o primiți. Pentru ca să fiți și mai sigur, eventual, dacă puteți să transmiteți online sau să depuneți o cerere prin care, este un model tip de cerere prin care trecerea de la pensie anticipată la limită de vârstă, ca să urgentați eventual un pic dosarul. Există acel scadențar care se face, înțelegeți, în fiecare, în fiecare lună, dar datorită aglomerării acum, sigur, și a modificărilor legislative care tot apar pe parcurs și se lucrează cu sute de dosare și cu mii de dosare, vă dați seama că sunt și dânsii foarte aglomerați. Și din cauza asta... Încă o întrebare. Da. Am depus eu o cerere. Am cerut să mi se dea o copie după niște adeverințe care le-am depus la dosar. Așa. Și tot aștept și nu mi le trimite nimeni. Și le-ați depus de mult? De două luni. Păi reveniți cu solicitarea respectivă. Domnul de acolo, de la poartă, a zis că o săptămână, două, o să le primesc pe poștă. De aceea v-am spus că este un program foarte aglomerat. Colegii sunt foarte, foarte aglomerați cu munca și cu dosarele care să fie la zi și cu recalculări și cu adăugări de stagii și de toate transformările. Și din cauza asta, sigur că întârzie puțin, dar puteți să mai reveniți, să mai treceți pe acolo și să mai depuneți câte o cerere ca să, în situația în care ajung la... Mă rog, și se distribuie pe colegi dosarul respectiv, s-ar putea să fie deja în lucru. Dar e bine ca să reveniți, să reamintiți treburile acestea. Și atunci, sigur că colegii vă dau documentele printr-o adresă în scris, așa, vă comunică ceea ce a solicitat, iarăși decizia de pensie, de limită, de vârstă, o să o primiți, fiți liniștit. E bine să reveniți, vă spun. Faptul că la revedere. Mulțumesc, foarte aglomerat perioada a fost cu acel indice de corecție, sute mii de dosare care au trebuit verificate. Unele poate n-au fost în sistem introduse, altele au trebuit verificate și mult de lucru, foarte mult. Dar în momentul în momentul în care întârzie, cum telespectatorul nostru spune, cu emiterea deciziei de pensionare, de la pensionarilor care sunt... Dar de ce se întârzie cu acea cerere să-i se înmâneze copii după niște documente din dosar? Acolo nu cred că este nici o scuză. Deci, mai ales că ar trebui, așa cum încă nu mai, mai spune legea, în 30 de zile să aibă un răspuns omul. Deci chiar dacă îi apărați cu atâta... Deci, sigur că îi apăr pentru că știu care, este munca pe care o desfășoară. Și nu fiind au scuze pentru că nu i-au dat omului acele copii. Și sub acest aspect că sunt mulți dintre, poate... colegi care sunt împărțite atribuțiunile de serviciu, sunt aglomerați și toată lumea are foarte nu mult de au lucru. Nicio scuză, dar mai avem un telefon. Alo, bună seara, poftiți. Alo, sunteți în direct. Am 41 de ani lucrând. Alo. Alo, bună seara, am auzit. Dați, vă rog, televizorul mai încet sau închideți-l. L-am închis. Bună seara. Bună seara. Să mă interesez, am 41 de ani lucrat. Sunt născută în 13 august 1960. Vreau să știu dacă cât pot să mă pensionez. Da. Dacă sunteți în 60, în ce lună? August. În august 13. Da, în august. În iunie 2022. Dar am 41 de ani lucrat. Da. Și vreau să vă zic că m-am uitat la statul... 41 de ani aveți lucrați? Da, da. Păi puteți să mergeți în pensie anticipată. Deja pot să merg, pot să-mi fac cerere? Da, dar fără penalizare, dacă aveți atât de mulți ani lucrați. Nu o să aveți penalizare. Am găsit în pensie anticipată, înțelegeți? Bun, am
găsit în stagiul de cotizare o lipsă unde nu mi-a plătit angajatorul timp de 4 ani. Extraordinar, aia este o mare problemă. Ce pot să fac? Asta este o foarte mare problemă și o întrebare la care nu știu de unde să vă găsesc o modalitate să vă îndrum. Angajatorul acela mai este, funcționează societatea respectivă. Da, și-a făcut insolvență, dar funcționează. Nu sunteți dumneavoastră de vină că el nu și-a făcut... mă rog, obligațiile față N-a de stat. N-a făcut plățile, nu? Da. Și aveți lipsă pe stagiul de cotizare? Pe stagiul de cotizare am sesizat. Era exact după ce am venit de pe maternitate. E ce perioadă discutăm? Despre 2007. 2007-2011. Și mai este încă în insolvență. Da. Ar trebui să... Deci dumneavoastră vă puteți depune un dosar de pensie acum oricând doriți, de anticipată, având vechimea necesară. Da, dar cei 4 ani nu se mai consideră... Deci cei 4 ani, având... deci lipsesc definitiv din declarații. Nu apar pe stagiu. Da, nu. Da, atunci lipsesc 4 ani. Și vă lipsesc 4 ani. Dacă nu apar pe stagiu de cotizare, nu va putea justifica nicăieri, eventual, nici printr-o adeverință de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, că ați fost salariată. Faptul că nu s-a plătit contribuții de CSE e cu totul altceva. Dar apar să fi salariată, numai nu-ți plătit. Deci, salariat, ați luat salar? Da, doar că n-am plătit după mine. Problema este că dacă Inspectoratul Teritorial de Muncă dacă vă poate astăzi să vă acorde o adeverință conform statelor de plată, vă spun doar dacă, să vă informați la dânsii dacă poate să vă dea adeverință că perioada respectivă ați figurat pe stat de plată cu ce salar. Și atunci, printr-o declarație rectificativă, dacă cineva vă mai poate accepta, pentru că în sistem deja nu se mai pot procesa aceste declarații rectificative retroactive, care n-au fost incluse. Deci e destul de complicată situația și să rămâneți fără vechimea aceea, înțelegeți? Dar încercați, vă rog, la Inspectoratul Teritorial de Muncă, oricum, să vedeți dacă ați figurat pe stat de plată, indiferent că ați plătit CSE-ul sau nu. De la Registrul Comerțului... Numai o secundă, dacă... Deci, de la Registrul Comerțului, colegii o să solicite o confirmare că societatea respectivă este în insolvență și nu știu în ce măsură în sistemul informatic azi se mai poate include perioada aceea lucrată. Pentru că în fiecare lună trebuie să vă facă acea declarație lunară. Deci s-ar putea să pierdeți perioada respectivă. Bun, și atunci în varianta asta nu pot să-mi cumpăr cei 4 ani? Păi astăzi sunteți salariată, nu? Da. Și înainte de ăsta. Este destul de dificil asta. Ar trebui să... Totuși să mergeți și să vedeți la Inspectoratul Teritorial de Muncă ce obțineți, adeverință de vechime pe perioada respectivă. Da. Și pe urmă să încercați să vedeți, să mergeți la Casa Județeană de Pensii cu acea adeverință, să vedeți dacă o poate valorifica. Iar dacă nu, pot să-mi cumpăr cei 4 ani? Deci nu, în situația de dacă sunteți salariat, nu. Că sunteți asigurat în sistem. Nu puteți să faceți acel contract de asigurat. Și dacă, vă spun încă o dată, dacă se poate procesa în sistemul informatic după adeverința eliberată de către Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar întâi să vă informați, să mergeți la dâns și să vedeți dacă este sau nu situația
statelor de plată prin care se confirmă că ați fost salariată și ați fost, pentru că și la ei s-a schimbat foarte mult sistemul. Deci acest sistem informatic schimbat nu mai poate să nu se mai poate reveni asupra introducerii unor alte elemente noi în sistem. Pentru că ăla vechi a fost desființat și s-a procesat altceva. Aceeași situație și la Casa de Pensii. Declarațiile care n-au fost depuse în 2007 se pot face rectificative. Deci de-aia vă spun că unitatea poate să facă declarații rectificative. Unitatea aceea care este în insolvență. Nu știu în ce măsură mai contabilul care ține evidența a societății respective este în măsură să facă acele declarații rectificative și dacă se mai acceptă. Și cine poate să-i oblige? Poftiți? Cine poate să-i oblige să facă rectificativa? Păi, există o lege? Dumneavoastră să solicitați, mă rog, instituției respective sau societății unde ați lucrat, adeverințe cu perioada care ați lucrat la ei. Înțelegeți? Da. Și probabil să specificați că s-au plătit dările. Și mă gândesc că declarația rectificativă poate să o facă contabilul și să depună la Casa de Pensii cu o solicitare, cu cerere, să fie că v-a uitat de pe statul de plată. Ați mai fost și alți salariați? De aici sunt mai multe aspecte. Sau numai dumneavoastră ați fost pe stat de plată? Da, eram de 19 angajați. Deci ați mai fost și alți salariați. Deci în situația aia poate să depună declarație rectificativă și contabilul sau administratorul societății, care și azi, dacă este în insolvență, nu e nicio problemă, să solicite printr-o cerere Casei de Pensii și să depună acele declarații rectificative pe perioada cât dumneavoastră ați avut acea întrerupere. Deci se poate, dar vă spun, procedura și includerea în sistem, nu știu dacă mai se poate face retroactiv sau altă metodă de preluare a datelor se face, dar se poate să încercați, încă o dată repet, printr-o adresă către Casa de Pensii și declarații rectificative făcute de angajator pentru perioada respectivă, sigur că procesarea documentelor O să vă spună colegii de la Casa de Pensii cum se face, dacă se mai poate face sau care va fi, nu știu, acum vedeți că și contribuțiile, nu știu în ce măsură, nu, înseamnă că nici nu va plăti nici contribuțiile. Asta nu-i treaba dumneavoastră, că e a societății. Deci e destul de greu să încercați, dar nu este, să zic, exclusă această... Dar va dura foarte mult și atunci eu nu pot până atunci să-mi depun dosarul. Deci dumneavoastră nu aveți atunci 40 de ani sau 41, cât ați spus că aveți. Dacă, dacă vă elimină acest 4 ani, dacă nu... Atunci am 37. Dacă nu aveți confirmați. Atunci am 37, dar eu mai am și 15 ani de grupa a doua. Deci atunci aveți 37 de ani lucrați și plus grupa a doua care vă ajută, mă rog, în perioada aceasta de 37 de ani aveți, aveți și grupa de muncă. Sigur că vă ajută și această grupă de muncă, atunci veți depune un dosar de pensie anticipată, parțial. Veți avea o oarecare penalizare, probabil că nu o să aveți stagiul 8 ani peste stagiul complet. Înțelegeți? La 15 ani, cât, deci o să primești ceva și pe 15 ani. O să primiți ceva la 15 ani de grupa a doua? Da. La 15 ani de grupa a doua aveți și o reducere de 5 ani de vârstă. Deci, dar nu puteți beneficia și de reducere de vârstă și de reducere de grupă. Dumneavoastră vă depuneți dosarul. Da. Eu, cum să zicem, să vă îndrum... Cum ar fi mai, să zicem, așa în favoarea dumneavoastră? Vă depuneți dosarul, vedeți cum încercați să obligați pe undeva, să solicitați de la fosta societate să vă depună declarații rectificative pe perioada respectivă. Da. Nu sunt sigură că vor fi valorificate respectivele perioade, dar vă depuneți dosarul și atunci, pe parcurs, eventual, dacă vi se respinge perioada respectivă sau dacă se va include
o să vedeți dumneavoastră, să puteți să faceți și contestație. Și atunci drepturile dumneavoastră le puteți câștiga prin instanță, eventual. Acei 4 ani. Da, da, da. Deci nu pot să cumpăr. În ce caz aș fi putut să-i cumpăr? Da, dar 6.696 de lei un an. Dar nu puteți să cumpărați. Înțelegeți că sunteți salariată. Da, da, după ce îmi depun dosarul și se ajunge la concluzia că ceva... Dar nu mai puteți, nu mai puteți, nici atunci, nu mai puteți. Deci această categorie de cumpărare vechime se adresează acelor categorii de pensionari care urmează să se pensioneze, nu sunt salariați, nu sunt pensionari și nu sunt asigurați în sistem, nici în Uniunea Europeană. Deci de aceea vă spun. Sunt pe nicăieri vorba aia. Dar dumneavoastră, încercați să vă depuneți dosarul și solicitați... agentului economic unde ați lucrat să vă depună declarații rectificative pentru perioada cât ați lucrat. Cine știe ce întâmplare e acolo? S-ar putea să fie alte declarități și aspecte. Poate nu le cunoașteți dumneavoastră, dar cine știe? Poate că nici ceilalți salariați, nici pentru aia l-ați n-a depus declarații. Și atunci... S-au depus. Și numai pentru dumneavoastră nu s-a depus. Da, așa, da. Atunci, dacă v-a omis de pe stat de plată, dacă v-a plătit pe stat de plată, da, și dacă aveți copie după stat de plată și contabilul care este la firma respectivă, să vă facă declarații rectificative și în măsura în care poate se va putea recupera această perioadă prin sistemul, mă rog, informatic, dacă prin sistem și prin... Am trebuit să cer angajatorului copii de pe statele de plată din perioada respectivă? Da, și să depună declarație rectificativă. Da, cu o da. Cerere către Casa de Pensii, către conducerea Casei de Pensii, depune declarații rectificative pentru dumneavoastră, întrucât ați fost omisă, mă rog, dar s-a plătit contribuții de asigurări sociale, aveți state de plată anexe și procesarea... Da. O să vadă colegii dacă se poate sau nu procesa, ca să vă fie adăugată și această perioadă. Da. Pentru că s-a schimbat sistemul informatic. De ce vă spun? Că a fost perioade... S-a intrat în revisare. Da, știu. Înțelegeți? Și a fost perioade în care nu s-a putut aceste declarații să fie rectificative incluse până la anumită dată, când s-a schimbat sistemul. Dar s-ar putea că totuși... mă rog, prin București, prin sistemul centralizat, s-ar putea să se poată valorifica. Da. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, la revedere, doamna Sabo. Iată că mai avem un minut și un pic, foarte scurt, că văd că e neclar, foarte pentru multe... unii telespectatori, cu ceea ce înseamnă cumpărare vechime. Dar așa, dă o propoziție. Este foarte clar stipulat. Să nu fii pensionar, să nu fii asigurat. Sigur și... Să fie în prag de pensionare, da? Să fie, da, dar să nu fie pensionat. Să fie în prag de pensionare, adică câteva luni de zile sau știu eu, să-și poate depune dosarul. Perioada de cumpărare este valabilă până în 31 august 2021. Deci când trebuie achitat integral toată suma. Neachitarea sumei, deci toată perioada se referă... Conduce la diminuarea perioadei cumpărate. Diminuare și la neincluderea... Nu, dar duce la diminuarea perioadei cumpărate. Da, absolut, la perioada cumpărată, da. Da. Eu vă mulțumesc pentru participare. Cu drag. Stimați telespectatori, în speranța că invitata mea, doamna Eugenia Sabău, v-a oferit răspunsuri la întrebările puse de cei care au intrat cu noi în direct, dar probabil unele dintre răspunsuri se potrivește și pentru alți telespectatori. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele noastre, că ați fost alături de noi. Rămâneți alături de Informația TV.